Salut! În acest video vă voi arăta cum se încarcă cartușele HP106A sau W1106A și Samsung MLTD104. Avem aici un cartuș original HP106A, un cartuș compatibil, varianta fără chip, W1106A și cartușul Samsung MLTD104, care este similar cu HP106A. Diferența dintre ele o face chipul de pe cartuș. În cazul nostru, chipul nu are importanță deoarece imprimanta este resortată, fapt pentru care am și acoperit chipul cu o bandă izolieră. Mai multe detalii despre utilizarea imprimantelor HP fără chip vă las un link în descriere. Pentru început vom desface capacul lateral dreapta. Cartușele originale vin cu nituri, iar cartușele compatibile vin cu șuruburi. În cazul nostru, pentru cartușul original, există varianta de a tăia cele trei nituri cu un cutter sau varianta de a deslipi cu o șurubelniță dreaptă aceste nituri pentru a se fixa cât mai bine după reîncărcare. Am scos capacul lateral dreapta, iar aici găsim dopul de cauciuc pe unde se va face reîncărcarea cartușului, dar nu vom efectua reîncărcarea acum, deoarece acest cartuș adună și toner rezidual, care este recomandat a fi curățat la fiecare reîncărcare. La fel procedăm și pentru scoaterea capacului lateral stânga. În cazul nostru iese ceva mai ușor, deoarece cartușul a mai fost încărcat anterior. Scoatem și aceste două nituri din față. Și desfacem cartușul în două. Aici este situat compartimentul de toner rezidual pe care va trebui să-l golim.
Cu ajutorul unei șurubelnițe scoatem rola PCR. Și cele două șuruburi care țin de lamela de ștergere din silicon. Voi utiliza un recipient de plastic pentru a goli tonerul rezidual. Cu alcool izopropilic voi curăța lamela de silicon. Se poate utiliza și alcool sanitar. Este important ca în timp ce curățați să nu atingeți cu mâna murdară suprafața rolei sau să ajungă pe ea grăsime, vaselină. La montarea rolei PCR, atenție la cele două piciorușe, pentru a le introduce corect în locașul destinat și a nu fi inversate. Dacă acestea vor fi montate incorrect, cartușul va imprima în felul acesta. Un alt aspect opțional de luat în calcul după mai multe reîncărcări. Dacă la imprimare imprimă cu dungi albe, e nevoie să scoateți cilindrul fotosensibil și să curățați lamela Dr. Blade. Extragem rola magnetică de cauciuc. Se aplică același principiu ca și la rola PCR. Nu se atinge cu mâna murdară suprafața de cauciuc. Pentru curățarea lamelei Dr. Blade, voi utiliza pentru început un șervețel uscat, iar ulterior voi curăța cu alcool izopropilic. Pentru depunerile de toner care încă persistă pe lamelă, voi folosi o bucată de lemn, cel mai la îndemână o scobitoare de masă.
sau o bucată de plastic și voi curăța ușor pentru a nu deforma vârful lamelei. De aici continuăm cu reîncărcarea cartușului. Scoatem dopul de cauciuc și golim tot ce mai există în cartuș. Dacă la următoarea reîncărcare se va folosi același tip de toner refill, doar se va completa peste tonerul existent în cartuș. Nu e necesară golirea completă. Agităm flaconul de toner refill pentru o reumplere cât mai ușoară. Recomandat a se încărca cu aproximativ 60 de grame de toner refill, care ajunge pentru imprimarea aproximativ 1800 de pagini, calculat cu acoperire standard de 5%. Montăm dopul de cauciuc. Asamblăm cartușul. Aceasta este poziția corectă a piciorușelor după montare. Montăm capacul lateral dreapta. După cum precizam la început, în cazul nostru nu e nevoie să schimbăm chipul, deoarece imprimanta este resoftată. Pentru capacul lateral stânga, verifică poziția axului metalic. Voi imprima o pagină de test. Calitatea imprimării este bună, fără urme sau pete negre. La fel se va proceda și cu cartușele compatibile, doar că în locul niturilor veți scoate șuruburile. Cartușele Samsung MLTD-104 funcționează la fel de bine ca și cartușele HP-106A în imprimantele resoftate.
Dovada o avem aici. Spor la imprimare vă doresc.